Mai exact, au fost 1.167 de elevi și 3 studenți ai USV care au beneficiat de cei 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator prin programul Ministerului Educației. Și anul acesta, stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare. Astfel, acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului. Elevii și studenții care doresc să obțină cei 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator nou și îndeplinesc condițiile impuse de minister, trebuie să depună o cerere la școala la care sunt înscriși până cel târziu la data de 21 aprilie 2016. În perioada 19 aprilie 19 mai vor fi efectuate anchete sociale și vor fi evaluate cererile depuse de către comisiile constituite în acest sens în unitățile de învățământ. Lista cu solicitanții eligibili va fi afișată până pe 31 mai, urmând ca după 1 iunie să fie afișată și lista beneficiarilor. Aceștia pot ridica bonurile valorice în perioada 24 iunie 30 iulie, iar calculatoarele pot fi achiziționate până cel târziu la 31 august. Programul Euro 200 se derulează anual din 2004 și în toți acești ani au beneficiat de el peste 280.000 de elevi și studenți din țară.